Tragedie fără margini. O fetiță de 3 ani și-a pierdut viața după ce casa în care locuia a fost cuprinsă de foc. În imobil mai erau alți doi copii de 6 și 10 ani care au suferit arsuri grave. Tatăl a intrat în flăcări pentru a-i scoate din casă. Este și el acum în stare gravă la spital. Tatăl a doi dintre copii nu a mai așteptat să vină salvatorii, a ignorat orice risc și a intrat în flăcări să-i salveze. A reușit să-i scoată pe toți trei, deși a suferit el însuși arsuri extrem de grave. Nu a ținut cont de asta, a pus copiii în mașină și a plecat spre centrul de permanență din comună. De la centrul de permanență au fost preluați de ambulanțe. Cei doi băieți de 10 și 6 ani cu arsuri pe 10, respectiv 20% din suprafața corpului, au fost stabilizați și transferați la Iași, la spitalul de copii. Fetița de 3 ani, care suferise arsuri grave pe mai mult de jumătate din corp, nu a mai putut fi salvată. Tatăl este în stare gravă. Adultul de 29 de ani este intubat și ventilat mecanic, pentru că în țară nu s-a găsit niciun loc pentru acest pacient. S-a demarat procedura pentru a putea fi transferat în străinătate la un centru de arși. În România există doar 24 de locuri de mari arși. În Timișoara sunt 5, la fel și în Iași. Cele mai multe sunt în București, 14 paturi.